straightforward. There were no minced words. It was polite, but I made it very clear. If in fact he invades Ukraine, there will be severe consequences. Severe consequences. Economic consequences like none he's ever seen or ever have been seen in terms of being imposed. He knows his immediate response was he understood that. We would probably also be required to reinforce our presence in NATO countries to reassure particularly those in the Eastern Front. In addition to that, I made it clear that we would provide the defensive capability to the Ukrainians as well. Bună seara, doamnelor și domnilor. Se complică lucrurile privind păstrarea păcii în Europa anul viitor. Rusia a cerut în mod explicit NATO să abandoneze activitățile din Europa de Est, zonă pe care o vrea păstrată în aria sa de influență, și a transmis o listă de revendicări și discuții urgente cu americanii pentru a se evita o confruntare militară în Ucraina, care ar putea avea ecouri și în Europa. În esență, revendicările cuprind interzicerea oricărei noi extindere a Alianței Nord-Atlantice și stabilirea de baze militare americane în țările din fostul spațiu sovietic. Ce mai cuprinde lista lui Putin? Ce e negociabil, ce este inacceptabil și care va fi răspunsul NATO și al Statelor Unite ale Americii? În orice caz, până în acest moment, Casa Albă a transmis că SUA nu va avea negocieri cu Rusia fără acordul partenerilor europeni. Discutăm acest subiect pentru că, iată, lucrurile avansează. Am chemat experți în platou pentru a discuta un subiect atât de important și de sensibil. Îl salut pe domnul Iulian Fota, director general al Institutului Diplomatic Român, expert în securitate. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și Cristian Diaconescu, președinte PMP și fost ministru de externe. Bună seara! Bună seara! Haideți să ne uităm pe această listă transmisă de către Rusia. Ieri a fost făcută publică. Deja cei de la Kremlin cer discuții urgente cu Washington, chiar începând de astăzi, spuneau ei, într-o zonă neutră, de exemplu în Geneva. Excluderea oricărei noi extinderi a NATO, inclusiv către Ucraina. Domnule Diaconescu, e negociabil așa ceva? Evident că nu este negociabilă. Sunt teme care, așa cum sunt prezentate, de regulă nu se discută în spațiu public. Faptul că președintele Federației Ruse a aruncat aceste subiecte pe piața publică, într-un fel somând Statele Unite peste capul europenilor în a se pronunța în legătură cu unele înțelegeri privind Alianța Nord-Atlantică foarte complicate. Dincolo de această prevedere, este una care, după părerea mea, ridică foarte, foarte mari semne de îngrijorare, și anume repoziționarea militară a NATO și a Federației Ruse pe frontierele din 1997. Deci, practic, retragerea inclusiv din statele membre NATO, foste state comuniste, retragerea forțelor Alianței. Și multe altele. Sunt unele teme care în acest moment funcționează, dar funcționează în relația cu Statele Unite, ca de exemplu alerta timpurie în condițiile stabile, acea legătură telefonică, cum spune președintele. Asta se poate face? Se și face, astăzi când vorbim. Deci, referențialul este direcționat clar către americani. Dar care e mesajul? Faptul că au trecut peste capul europenilor? Pentru că este același mesaj pe care l-au transmis și prin mobilizarea formidabilă la frontiera Ucrainei, peste 170.000 de militari în format de luptă ofensiv, deci nu de exercițiu. Este același tip de mesaj. Acordurile de la Minsk, de exemplu, din 2015, gestionate de grupul Normandia, Franța, Germania, nu au fost aplicate așa cum Moscova și-ar fi dorit. Practic, acele acorduri presupuneau ca Kievul să admită politic, parlamentar, ca Donbass și Lugansk să devină o regiune extrem de autonomă, dacă se poate spune așa, să dea o amnistie în legătură cu luptătorii, mă rog, implicați acolo, și de-abia după aceea Federația Rusă era de acord ca Ucraina să-și recâștige frontiera estică, frontiera spre Rusia. În contrareplică, Kievul a cerut în acel moment armament letal de la americani și de la turci și intrarea în NATO. Și în momentul acela s-a produs pasul în față. Bun, domnule Fota, ce înseamnă că aceste revendicări apar în spațiu public, așa cum spunea și domnul Diaconescu, ceva ce nu se face în limbaj diplomatic? Și există posibilitatea să mai fie și alte revendicări pe lângă acestea, sau cum vedeți, cum analizați situația?
în mod obligatoriu avem și o zonă acestor negocieri care e secretă și la care nu vom avea acces nici în viitor apropiat și nici în viitorul mediu, poate când se vor dezarhiva documentele unora și altora, ceea ce înseamnă că generațiile următoare vor lămuri în momentul ăsta. Pe de altă parte, nu e prima dată când rușii au pretenții publice, pentru că, în primul rând, aceste pretenții sunt gândite și exprimate și pentru consum intern. Uite ce dur jucăm cu Statele Unite. Uite cum tratăm cu ei de la egal la egal. Deci, în mod clar, președintele Putin vrea să scoată cât mai multe avantaje din acest moment, aceste negocieri și din politica lui de forță, inclusiv pe plan intern. Deci, și faptul că... E în declin de popularitate sau de ce are nevoie de... În primul rând că în ultimii ani popularitatea președintelui Putin a mai scăzut. Eficiența lui ca și guvernator șef, să zic așa, Rusiei, a scăzut. Sunt o serie întreagă de nemulțumiri care au început să se coaguleze. Avem cazul Navalny, nu? Avem contestări. Are și foarte mulți ani de când este la putere. Și inevitabil erodarea se simte. Una este să fii la putere de un an, doi și să refi făcut vigoare administrativă și cum să garantezi exprimarea internațională a Rusiei în alți termeni și alta este să fi trecut 20 ceva de ani, că vine în 1999 pe fondul crizei din Kosovo, ca mai întâi ca premier, ulterior preia mandatul de la Boris Johnson pe înțelegerea aceea, deci sunt 20 și cât sunt aici? 22 de ani, dacă nu cumva să fac în curând 23, de când președintele Putin este cel mai important om politic. Deci erodarea este inevitabilă. Deci și tot ce a făcut în ultimii ani a avut ca efect și menținerea unui legitimități interne cât mai mare. De asta și joacă atât de bine și de mult cartea asta dușmanului, a Occidentului ca dușman. Pentru că, ca orice dictator, și știm rețeta asta, nu? Are nevoie de un dușman ca să se legitimeze în interior, cum și Ceaușescu s-a legitimat în 68 cu acel pericol, mai mult sau mai puțin inventat pericol sovietic, cu Milošević a încercat și a stat câțiva ani la guvernare post-căderea comunismului, jucând cartea Serbia agresate de imperialiști și așa mai departe. Pe de altă parte, are o cerință, are o agendă de, are niște cereri maximale. Chestiunea asta cu NATO să fie sub veto rusesc este imposibil de conceput. Nici o țară, nici măcar țările mici nu vor accepta așa ceva, dar de țările mari, adică asta ar însemna că Washingtonul nu mai este liber în politica lui externă și de securitate. Deci anumite lucruri, cum e integrarea unei țări în NATO, nu se mai poate face decât dacă vrea Rusia. Păi, cum să vă spun, un Occident de 1 miliard de oameni și în continuare cel mai puternic pol economic al lumii să intre sub controlul, sub veto unei țări care, am mai spus, are o economie cât a Spaniei și care, dincolo de faptul că zdrângăne și zdrângăne bine că le are armele astea, n-are niciun alt atu de putere. Deci, Rusia face un joc și de imagine, face și un joc diplomatic, să vedem un pic unde o să ducă, pentru că uneori când cer mult tocmai că tu vrei să obții o parte și dacă obții exact partea care îți trebuie, te poți declara mulțumit, s-ar putea să fie și o metodă de a încerca să iasă dintr-un impas în care cam singur s-a băgat. Pentru că, vedeți, șantajul ăsta militar e cam petrică cu lupul. Nu poți să tot scoți sabia să o ameninți, că e un proverb oriental care spune că când scoți sabia, fii pregătit să tai cu ea. Dacă tu scoți sabia, o agiți și o bagi în teacă, iar o scoți. La un moment dat, scoți-o de sabie, nu mai are niciun fel de valoare, nu mai are impactul pe care tu ți-l dorești. Și de aceea... Și totuși poate lumea l-a luat în seamă, nu? S-a alertat lumea, l-am văzut pe Joe Biden, dând telefoane în toată Europa. În primul rând că europenii... Acum, să vă spun un lucru, americanii nu sunt așa de ușor de impresionat. Joe Biden e obligat, și aici trebuie să discutăm un pic. Joe Biden a venit pe o campanie anti-Trump și pe o antiteză a lui Donald Trump. Joe Biden din start a fost obligat să adopte o poziție mai flexibilă și mai, cum să vă spun, predispusă la negocieri cu Rusia, tocmai ca să dea semnalul că face altfel decât Trump și că scoate, ca să zic așa, relația americano-rusă dintr-un impas, pentru că efectiv totuși, cu toate chestiile astea pe care le fac rușii, nu pot fi neglijați. Nu pot fi ignorați și cel puțin în spațiul european ei sunt esențiali pentru securitatea noastră, pentru că pot să facă război, cum au arătat război în Georgia, în Ucraina. E adevărat, sunt războaie dincolo de Europa Occidentală, dincolo de granița NATO și UE, dar sunt războaie la granița noastră. Pe de altă parte, doar o secundă și mă opresc imediat. Vedeți, e vorba aici și de aliații europeni, care, din păcate, n-au nervii atât de tari ca americanii, sunt și mai expus, pentru că trebuie să spunem un lucru, dacă are loc un război cu Rusia, mai aproape. Război în Europa.
Nu mai zic că va fi la granița noastră și pe teritoriile noastre. Și ca atare, europenii sunt și mai doritori să înlăture să, sau să amâne pe termene de fiind pericolul ăsta al războlii. Numai că aici lucrurile devin complicate. Ca să îi împași pe ruși, trebuie să le dea niște concesii. Și concesiile astea se vor face pe spinarea altora. Și aici lucrurile devin sensibile, inclusiv pentru noi. Că acești alții s-ar putea să fie ucrainienii, s-ar putea să fie moldovenii, s-ar putea să fie, nu știu, poate inclusiv noi, cei, că dacă ați văzut pretențiile, Putin vrea inclusiv tot armamentul mutat înspre est după 1997, exact, adică de Veselul, Cocălnicianu, da, să dispară. Deci, concesiile pe care Putin le cere Occidentului, adică americanilor și europenilor importanți, sunt concesii legate de spațiul nostru și de țările de la, din vecinătatea noastră. Și de-aia negociile astea sunt extrem de importante pentru noi. Deci să înțelegem că ce vedem la punctul 2, adică nedesfășurarea de trupe și arme suplimentare în afara țărilor în care acestea erau în mai 1997, cu excepția unor cazuri speciale, la ce se referă nu știm, și cu consimțământul Rusiei și al statelor NATO. Cum e, domnul Diaconescu? Traduce-ne puțin. Ce vrea de fapt? Adică să se retragă tot echipamentul, inclusiv din România? Cum spunea domnul Fota? Sunt nivele care pot deveni teme de negociere sau nu. Aici nu este vorba de un subiect care poate fi pus pe masă și oricine să se așeze și să poată scoate o soluție pe așa ceva. Nu se poate negocia un astfel de orizont. În al doilea rând, într-adevăr, cum spunea și domnul Fota, Federația Rusă dorește să-și upgradeze statutul și în politica internă și în politica internațională, de la, să spunem, jucător regional la jucător global. Motivul pentru care, evident, că se adresează unui partener care este o superputere și un jucător global în adevăratul sens al cuvântului, încercând însă să marșeze pe o zonă care este cât se poate de sensibilă, mai ales pentru europeni. Americanii nu o să fie puși în situația de a simți o amenințare imediată. Europenii, da. Deci, din acest punct de vedere, Biden trebuie, în opinia Moscovei, încărcat și cu responsabilitatea de a gestiona inclusiv problemele europenilor, mai ales în ceea ce privește testarea solidarității. Sigur, Ucraina nu este stat membru NATO. Recent, ministrul de externe al Marii Britanii a spus, din perspectiva britanică, că este exclusă o intervenție militară a britanicilor, exact, în Ucraina. A apărut public. Acest tip de semnale, coroborate și cu preocupările americanilor privind zona Indo-Pacifică, mă rog, speranța că poate Biden face o deplasare și o mutare, care la momentul respectiv a fost foarte discutabilă, de retragere din Europa, așa cum fostul său președinte Obama a decis la un moment dat, înainte de 2014. Deci, un întreg pachet la care mai adăugăm și problemele legate de energie și problemele legate de, într-adevăr, proiecția mesajului fundamental de la începutul mandatului președintelui Putin, și anume, orice se întâmplă cu Occidentul, ei vor să ne înconjoare. Chiar dacă nu e vorba numai de alianță, chiar dacă e vorba și de Uniunea Europeană, orice extindere spre noi reprezintă o diminuare a sferei noastre de influență. Și este inacceptabil. S-a ajuns la limită din acest punct de vedere. Ori scenariile care nici eu nu cred că vor fi puse în operă, cele militare, unele dintre ele, unele, toate sunt înfricoșătoare. Există, de exemplu, scenariul cu o ofensivă pe mai multe direcții venind spre Odessa, chiar din Transnistria și din Belarus. Ne mai vorbim de cea est-vest. Deci, din această perspectivă, nu poți să te joci cu un astfel de scenariu. Dar punctul 3, domnule Diaconescu, abandonarea oricărei activități militare a NATO în Ucraina, Europa des, Caucaz și Asia Centrală, poate însemna un mesaj. Știți că Joe Biden și toate mesajele din ultima perioadă a fost că vom întări prezența militară pe flancul estic. Nici de cum. E o carte de negociere aici ca să nu se ajungă la întărirea acestei prezențe militare, măcar să rămână așa cum sunt lucrurile? Trebuie privit un pic dincolo de aceste chestiuni, care într-adevăr sunt și pentru consum intern. Doamnă, la Washington în acest moment, Vladimir Putin are în față, permiteți, fără dar și domnul profesor Fota aici, are numai diplomați de carieră. Deci nu mai sunt simpli politicieni. Sunt oameni care cunosc în detaliu tot ceea ce înseamnă Federația Rusă, regiunea din această zonă. Primul și cel mai important, Biden.
Tony Blinken, care este ministru de externe, este diplomat de carieră de ani și ani de zile și a răspuns în Consiliul Securității Naționale de exact această zonă. Jack Sullivan a fost cel mai tânăr director politic în Departamentul de Stat al Statelor Unite. William Burns, care este șeful CIA, era, când noi intram în NATO, era asistentul de la NATO cu care se discuta, mă rog, to-do list-ul pe partea de NATO. Evident că simte deosebit, să spunem, de Donald Trump, care avea un anume tip de atitudine tranzacționistă. Era mai simplu, puneam mâna pe telefon, vorbeam și cu asta basta. Ei, acum trebuie să creeze, pentru a-și reafirma statutul, trebuie să creeze un anume context, știind că, pe de o parte, acești oameni de la Washington sunt specialiști profesioniști în a obține din negociere ceea ce trebuie și, pe de altă parte, să genereze și o complicație în ceea ce privește negocierea înăuntru Alianței Nord-Atlantice. Dacă observați, el nu se referă la americani. Undeva este pierdut în peisaj la un moment dat retragerea nucleară și de o parte și de alta. Dar marea temă este cum mă adresez americanilor ca să dau teme europenilor din NATO. Mm-hmm. Observați, el nu vorbește în bilateral. În mod normal, în bilateral, ce cer eu de la americani? Discutăm IBM-urile, mă rog, discutăm rachetele nucleare, balistică, desfășurările nucleare. Nu. Trei sferturi din aceste subiecte privesc Alianța Nord-Atlantică. Deci presupunând că americanii să-și iară mandat și de la europeni. Știind că acolo există totuși foarte mari diferențe. Percepția de la centru spre vestul Europei nu e una atât de preocupantă în ceea ce privește Federația Rusă, cum este de la centru spre estul Europei, adică Balticile coborând spre Marea Neagră și spre România. Dacă ne uităm la punctul 4, nedesfășurarea de rachete cu rază scurtă și intermediară de acțiune și amplasamente de unde pot lovi cealaltă parte și dezafectarea oricărei infrastructuri. Domnule Fota, aici e iarăși o chestiune extrem de sensibilă cu rachetele cu rază scurtă. Unele pretenții sunt puse în document ca să fie documentul mai stufos și să aibă fiecare parte că tehnica e aceeași, la ce să cedeze, insistând ulterior pe ceea ce o interesează cel mai tare. Și nu e numai povestea asta acestor rachete, că în momentul ăsta între americani, deja discuțiile sunt începute între americani și ruși, odată cu Geneva, anul trecut, pe partea asta de control armamente, stabilitate strategică și așa mai departe. Nu chestiile punctuale. Noi trebuie să ne gândim la altceva. Și asta vreau să l-ascultăm pe domnul Diaconescu ce spunea și am o idee pe care vreau să o expun. Întrebarea pe care noi trebuie să o tot sucim pe toate părțile este: de ce Rusia vrea negociere acum? De ce tot acest efort al rușilor, pe de-o parte, să ne impresioneze, să ne intimideze în această concentrare? Și acum, de ce această schimbare de ton și trecerea pe planul ăsta al negocierilor? Frica mea, știți care este? Că Moscova s-ar putea să fie ajuns la concluzia că acum este un moment prielnic pentru ea să obțină niște concesii de la Occident. Din două motive. Unu, că experiența le arată că, în general, cu democrații au putut să scoată mai repede concesii pentru Rusia și în trecut. Vezi reset-ul cu doamna Clinton. Adică rușii atacă Georgia în 2008 și în ianuarie sau februarie 2009 americanii vin cu acea politică de resetare a relațiilor bilaterale, ca și cum nimic nu se întâmplase în Georgia, totul s-a așteptat cu buretele, s-a uitat și rușii s-au luat-o ca o încurajare. Au zis, așa slab sunteți. Păi hai că mai veni cu noi, au venit cu Georgia. Deci eu cred că, pe de-o parte, rușii și ei simt oportunitate, că încep să o văd eu și mă tem de ea. Și în Europa. Adică am avut și eu tot felul de discuții în ultimile săptămâni cu tot felul de oameni de prin Occident. În unele capitale, în unele zone, văd, atâta flexibilitate și înțelegere față de problema rusească, că mă uit la ei și nu-mi vine să cred. Și dau numai un exemplu, nu vreau neapărat să citesc persoana sau țara de unde vine. Dar de curând cineva mi-a zis că, domnule, ce e atâta vest și est? Trebuie să renunțăm la conceptele astea care sunt demontate. Nu mai există vest, nu mai există est, trebuie să venim cu alte concepte, să inventăm un nou tip de geopolitică care să se potrivească pe actualele condiții. Păi dacă nu mai există noțiunea de Occident, de vest, adică asta înseamnă că europenii și americanii sunt fiecare separat și își concep politica cum vor. Doi, păi noi când am intrat în NATO și în UE ne-am raportat la Occident ca reper moral și că nu ex occidente lux, lumina vine de la Occident, că știm asta de vreo 200 de ani. Deci dacă noțiunea de Occident, și, bun, era o țară europeană, asta pot să spun, pentru
europeanul ăsta, un foarte bun analist, altfel nu mai e relevant, păi asta înseamnă că nici Rusia nu mai privim cum am privit-o până acum. Și aici am avea și noi oportunitate, ceea ce omul nu prea cred că înțelege. Deci, suntem într-un moment în care țările încearcă să se adapteze pentru viitor. Și rușii, și americanii, și europenii știu că în perioada următorului an, și dacă vreți cuvântul cheie pentru anul ăsta este adaptare. La toate crizele astea, că spunea la un moment dat secretarul general ONU în septembrie, că statele lumii se confundă cu o cascadă de crize. Deci când ne cad în cap criză după criză, geopolitică, de sănătate publică, economică și așa mai departe, evident, țările caută disperate adaptarea. Și cred că asta face și Rusia în momentul ăsta. Insistă în momentul ăsta pe negocieri, speră și crede că ăsta e momentul să obțină concesii de la Occident și, repet, problema dar cu concesii în momentul ăsta ce ar putea să însemne? Obține exact sancțiuni o parte din, sau toate, o parte din Ucraina? Nu toate, o parte din ceea ce îi cer. Și dacă obțin o parte și acum trebuie să vedem care, că vedeți, problema e că deocamdată nu avem foarte multe informații despre cum se raportează Occidentul la aceste cereri. Și simplu fapt că se intră deja în negocieri, în discuții, ar trebui să ne preocupe și să ne frământe. Pentru că, dintr-o dată, asta înseamnă că Putin e recunoscut ca partener egal de dialog cu Statele Unite și cu Occidentul. Și faptul că președintele Biden încearcă să-i liniștească pe europeni. Păi, întrebare, de ce trebuie să fim liniștiți? Adică, de ce ni se spune, stați liniștiți, nu se va discuta fără voi, nimic despre voi, no. Fără voi, că negocierile americano-ruse nu sunt despre americani, granițele lor, teritoriul lor. Negocierile americano-ruse sunt despre Europa. Adică asta e ceea ce lumea nu înțelege. Marea miză a confruntării Rusiei cu Occidentul este influența rusească în Europa. Ne spuneți că lumea nu ar trebui să stea la negociere cu Rusia, da? Nu, că nu, deja nu, au nu, intrat nu, în negocierile astea. Aici nu avem control pe proces. Problema e cum influențăm procesul. Doi, cât de racordați suntem la proces. Dacă știm și lucrurile care nu se spun pe lângă alea care se spun și ce fel de înțelegere. Că acum să vă spun o chestiune. Unde și rușii trebuie să aibă grijă și sper să înțeleagă chestiunea asta. Nu mai suntem acum 70 de ani să facem o ialta și rușii să ne pună pușca cum să spunem, în piept și noi să acceptăm ce au hotărât ei cu occidentalii că nu avem opțiuni. În momentul, cum nici ucrainienii nu vor accepta lucruri care nu sunt considerate rezonabile pentru ei. Deci și rușii la un moment dat vor trebui să înțeleagă că totuși noi și ucrainienii și moldovenii și polonezii și balticii și cehii și ungurii vom avea ceva de spus și vom spune ce avem de spus și dacă nu ne convine deal-ul, nu suntem obligați să-l respectăm pentru că nu mai sunt nici ei cu Armata Roșie și nici americanii și ceilalți aliați n-au cum să ne impună nouă o decizie care nouă nu ne place. De-aia lucrurile sunt atât de complicate. Și va trebui foarte mult tact diplomatic și foarte multă, cum să vă spun, atenție. Dar pe de altă parte, asta este vestea bună. Și în Occident nu există masă, opinie publică, sprijin de masă pentru înțelegerile astea de tip vechi. Și dacă se vor face ceva înțelegeri, vor fi într-un format nou, atipic, nerecunoscut, public, formatul. În fine, aici poate că e prea devreme să întrebăm acum niște detalii. Domnul Diaconescu, lămuriți-ne, trebuie stat la masă cu Rusia și negociat pe chestiunile acestea sau evitat cumva ca să nu-i dea atâta atenție, să nu-și dea atâta importanță? Nu se poate să nu-i dea atenție. Vă rog frumos să mai puneți o dată ce spunea purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat. Da, și o să și citesc această declarație. Pentru că e în sensul... Da. Stau deja la masă. Deci, haideți să ne uităm. Haideți să ne uităm în comunicarea publică, da. Nu vor exista discuții asupra securității europene fără aliați. Deci vor exista, pe la contrariu, vor exista discuții cu Rusia pe securitatea europeană. Și miza e pe noi că de-aia suntem liniștiți. Exact. Altfel de ce ar trebui să fim liniștiți? Da, deci avem o problemă, apropo de ce spunea Iulian, avem o problemă în sensul că ne dorim sau nu, avem sau nu subiecte, aceste negocieri se vor purta. Vom ști noi, urmașii noștri, dar consecințele, primii care vor trebui să fie cei mai preocupați din acest punct de vedere, sunt cei de aici, din această proximitate. Pentru că la un moment dat exista și ideea, de exemplu, să nu mai existe nici măcar o zonă buffer. Adică pur și simplu, închipuiți-vă că o desfășurare militară de astfel de amploare să se întâmple la 20 de kilometri sau undeva în Odessa. La 20 de kilometri de frontiera României sau undeva în Odessa. Ia închipuiți-vă. Nu te atacă, nu, în niciun caz. Dar nici confortabil. Dar ce fel de discuții avem în ceea ce privește o astfel de perspectivă? Doi, jumătate de nord din Marea Neagră este zonă de interdicție. Azi când vorbim, a doua de. Deci, din acest punct de vedere, iată un subiect. Trei, știți că noi avem un tratat semnat cu Federația Rusă în 4 iulie 2003. Știu că l-am negociat. Și în care scrie că fiecare dintre părți
are dreptul să-și aleagă aranjamentele de securitate, pentru că în 1991, ce spunea domnul Fota, în 1991 au încheiat un tratat în care spuneau fiecare dintre părți să se consulte. Exact ce spune acum domnul Putin. Da, aveam un veto. Aveam un veto în legătură cu posibilitatea de a ne angaja într-un alt aranjament de securitate decât cel, sau mă rog, să ne angajăm numai dacă ne dădeau într-un fel sau altul, în baza acordului cu forță legală obligatorie tratatului, dacă ne dădeau ei aprobare. S-au locuit. Au acceptat și au ratificat de două ori în Duma de Stat. Întreb, ca stat NATO, în bilateral, îmi mai respecti această prevedere? Într-o viitoare negociere? Da. O întrebare foarte bună. Haideți să citim până la capăt ce a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, pentru că e foarte interesant o declarație făcută ieri. Nu vor exista discuții asupra securității europene fără aliați și fără parteneri europeni. Am reușit timp de decenii să negociem cu Rusia asupra chestiunilor de securitate și nu există niciun motiv să nu putem continua pe această cale, dar o vom face în parteneriat și în coordonare cu alianții și partenerii europeni. Nu vom face niciun compromis față de principiile fondatoare ale securității europene, în special asupra faptului că toate țările au dreptul să decidă asupra propriului lor viitor și politicilor externe, fără să fie supuse unei influențe externe. Și totuși există temeri aici, în zona Europei, cum că marile putere ar putea să facă pe niște înțelegeri. Am și o obiecție. Iartă-mă un pic, Iulian, am și o obiecție. Iartă-mă, nu știu cine le face comunicarea la Casa Albă. Da. Dar cu toată prietenia, păi cum să existe discuții privind securitatea europeană fără europeni? Evident! Nu trebuie să... E o chestiune de la sine înțeles. Păi nu știu, poate e un punct sensibil, domnule Diaconescu, pentru că înțeleg că există temeri, că s-ar putea face niște înțelegeri între cele două mari puteri. Pe la spatele europenilor. Nu, nu, pesta, nu, nu, aici nu, nu, pentru nu. Că e vorba de încredere. Deci în momentul ăla s-a dus NATO. Deci dacă se face atunci așa, cumva, NATO, da. În momentul ăla, că NATO e o organizație construită pe încredere, primul, pe valori comune. Și dacă te uiți la conținutul tratatului și la articolele de acolo, reiese clar din articole că nu poți să-l vinzi pe ăla pe care l-ai aliat și care e cu tine în organizație și care a semnat alături de tine că un atac la adresa unei, adresa tuturor. Nu ai ce problema. Deci nu mă aștept ca România să aibă inconveniente și dacă se va hotărâ ceva și sunt implicații și pentru noi, asta o vom face, se va întâmpla pentru că și noi suntem de acord, pentru că și rușii vor oferi ceva și în contextul acestei înțelegeri mare, fiecare parte va avea ceva de cedat și ceva de câștigat. Deci nu, e ca și cum, deci aici n-am îngrijorări. Problema e în altă parte. Problema e că noi totuși avem interese și dincolo de granița noastră. Mie nu mi-e indiferent ce se va întâmpla cu ucrainienii. Mie nu mi-este indiferent ce se va întâmpla cu Republica Moldova, pentru că o parte din ei sunt frații noștri și trebuie să le purtăm în continuare de grijă. Mie nu mi-e indiferent ce reguli se vor stabili pentru Marea Neagră. Deci nu mă aștept să se întâmple ceva în mod direct și n-au cum să se înțeleagă, repet. Este o epocă a transparenței. E foarte multă informație publică. Avem opoziție, avem și la casa și în Statele Unite. Să știți că republicanii nu vor accepta orice înțelegere va face Biden, că la ei, conform Constituției, orice înțelegere de felul ăsta trebuie să treacă prin Congres. Și acolo vor fi discuții ample. Deci avem multiple pârghii și elemente. Și atunci ca... la Geneva, dacă va avea loc această întâlnire, ar trebui să vină toți cei din zona asta de Europa, de Europa Estică? Nu știu, mecanismele rămâne să vedem. Nu-mi dau seama cum se vor face consultările. Pentru adică ideea e de bază. Nici vor fi asta consultați și noi. Încredere, da. Știți cum e. Știți cum e, trebuie să vedem textul hârtiei și cum e formularea cu subiect și predicat. Că ideea e generoasă, dar da, în fine, dracu se ascunde de multe ori în detalii. Deci, ideea de bază asta este, începe un proces foarte delicat, foarte important, poate de reașezarea ordinii europene în următorii zeci de ani, între americani și ruși, și procesul ăsta determină o serie întreagă de consecințe și obligații și pentru noi, inclusiv ca țară. Adică noi interior va trebui să strângem rândurile pe niște chestii. Adică, că aici vreau să ajung, apropo de Titulescu, corelația între politica internă și politica externă. Deci vor fi niște lucruri care și pe noi ne vor privi și vor trebui acceptate și de noi. E, lucrurile alea trebuie să pregătite și aici o să avem nevoie de o majoritate largă. Că dacă la un moment dat încep să se contureze soluțiile și noi începem să ne certăm între noi că eu nu o vreau, ba tu o vrei, ba nu e bună, ba nu e bună, s-a dus naibii toată șandramaua, care în momentul ăsta este extrem de importantă, că este vorba de propria noastră
țară. Deci, în perioada următoare, vor fi o serie întreagă de presiuni. Se ia un parlament? Un parlament și partidele politice. Deci, partidele politice trebuie să ia din ce în ce mai serios politica externă, politica de securitate, să urmărească politica mondială, pentru că vor fi dar chemate... Dar înțeleg gravitatea lucrurilor parlamentarii? Iertați-mă că vorbim despre cărți, plagiate, despre lucruri extrem de mărunte. Nu pot să vă dau un răspuns sincer, că nu e obligatoriu ca un stat să meargă numai în sus. De asta vă întrebam, domnule Diaconescu, dacă nu e o problemă care ar trebui tratată la nivelul CSAT, la nivel de președinție, oameni care înțeleg... Deci, atenție, orice negociere care s-ar face cu Federația Rusă, indiferent pe ce subiect, din punct de vedere tehnic, are nevoie de un mandat. Deci oricine ar negocia, e nevoie de un mandat. Bun. Cine dă mandat? Pe logica parlamentară, pe logica parlamentară a statelor NATO, mandatele le dau statele care, la rândul lor, reprezentanții lor, primesc mandat de la parlamente. Deci, nu se poate cineva așeza pur și simplu la masă, chiar dacă sunt americani sau... Da, în Federația Rusă nu există aceste teme, în mod evident. Deci nu se poate așeza pur și simplu cineva și să vorbească în numele nostru. Bun, dacă va primi mandat, este cât se poate de normal, pentru că am un anume tip de sistem de insecuritate, să zicem, în frontiera estică, și alte probleme legate de ceea ce se întâmplă în, nu știu, în zona vestică a NATO și a Uniunii Europene. Pe urmă, mai sunt și alte subiecte și Moscova le știe foarte bine. De genul, la ultimul summit al democrațiilor organizat de președintele Statelor Unite, președintele Biden, nu au fost invitate Turcia și Ungaria. Mă rog, și Rusia și China, dar nu asta e problema. State NATO. Turcia e un jucător solid la Marea Neagră. Ei, care va fi în acel moment? Va da Turcia mandat Statelor Unite sau nu știu cărui reprezentant al Alianței să negocieze? Federația Rusă vrea să negocieze cu Statele Unite. Nu vrea să negocieze cu Stoltenberg. Și nici cu Joana. Nu, dar poate negocierile vor avea loc în NATO. Sau poate... Americanii încă n-au spus cum se fac negocierile. Deocamdată știți, negocierile sunt între ei. Negocierile sunt între ruși și americani. Americanii au spus că aliații europeni vor fi consultați. Dar nu reiese de aici, că se vor face consultări în format NATO, că va fi un format, nu știu, NATO plus UE, adică sunt o serie întreagă de detalii pe care noi încă nu le știm. Ce mai știm este că fiecare dintre părțile astea implicate au listele lor, au liniile lor roșii, că să știți că și americanii au listele lor și de pretenții față de sau de cerere, sau așteptări față de Rusia. Și americanii au linii roșii. Sunt absolut convins că și țările, avem deja niște elemente interesante dinspre nou guvern german, care vorbește, mi se pare că conceptul este de noua agenda europeană, că aici mai e o chestiune foarte interesantă. M-am uitat la președinția franceză, care vine și prea acum de la 1 ianuarie, cum să spun, și are mandat de 6 luni pentru a modela dezvoltarea Uniunii Europene. Vin cu niște chestii extrem de interesante. Vor să facă Europa mare putere. Adică nu sunt numai... creează un element în plus de complexitate. Nu sunt numai aceste negocieri americano-ruse care au început și capătă viteză. Inclusiv în interiorul Europei a început o discuție foarte interesantă între francezi și germani vis-a-vis de formatul pe care Europa trebuie să-l aibă pentru următorii 10 de ani ca să facă față... Se vorbea la un moment dat despre Statele Unite ale Europei, despre o armată a Europei. Ideea e aruncată. Noul cancelar german... Se lucrează în continuare la asta? Noul cancelar german, vedeți că e favorabil continuării procesului federal. Pe de altă parte avem un candidat și se pare că un candidat cu șanse sau un contracandidat al președintelui Macron, o doamnă în Franța, care vine și spune că e total împotriva ideii Europei Federale. Asta e a doua mare. Deci după discuția asta între ruși și americani, asta e a doua mare discuție, de data asta în interiorul Uniunii Europene, care a început despre viitor, nu? Că, ori, la discuțiile astea despre viitor, trebuie să ne racordăm și noi, trebuie să le înțelegem și noi, trebuie să participăm, să le influențăm și noi și iarăși, aici este vitală. Dar mai există lideri capabili să facă asta? Pentru că... Contează dacă există sau nu există. S-a întâmplat Brexit-ul, a plecat Angela Merkel. Cine mai are puterea? Statul român își va face treaba în ce privește. Uitați-vă că statul își face treaba. În toamna asta, așa, în liniște, cu toată criza asta guvernamentală, ministrul apărării s-a întâlnit cu ministrul apărării din Statele Unite, directorul OSRI s-a întâlnit în Statele Unite în vizită, ministrul nostru de externe, Bordan Aurescu, s-a întâlnit cu Tony Blinken, declarație de presă comună. Adică statul își face treaba și e conectat la toate aceste discuții. Numim acum 2 ambasadori de forță care vor pleca, unul la Bruxelles, la NATO, Dan Niculaescu și doamna Iulia Matei la, și vor fi repede acolo, în pâine, la Uniunea Europeană. Dar problema... cu ce mandat sunt aceste discuții? Ca aici interesează. Mandatul e de la politic și politicul trebuie să spună ce vrea să obține din toate aceste negocieri. Cum vede viitorul României?
Ori elementele astea sunt, aici încep să fie confuze și neclare. Și va fi nevoie de ele. Nu se poate fugi de răspunderea asta și nu e treaba, cum zic, diplomației să stabilească nivelul de ambiție și ceea ce se dorește să se obțină pentru țara asta în următorii ani. Asta este treaba politicului. Că e polis, e cetate. Deci binele cetății e în mâna politicienilor, nu în mâna instituțiilor statului. Deci... Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, domnule Diaconescu, și apoi vă continuați ideea. Am revenit la dezbaterea noastră despre ce se va întâmpla în 2022. Ne luptăm deja cu o pandemie și iată, este și un război la orizont. Să vedem dacă se va concretiza până una alta. Vladimir Putin amenință cu tot felul de chestiuni în legătură cu Ucraina. Mai precis, s-a mobilizat mii și mii de militari la granița cu Ucraina și amenință că s-ar putea să treacă la folosirea armatei concret, adică să invadeze Ucraina, dacă cele revendicările dintr-un document transmis ieri Washingtonului și la NATO nu vor fi respectate. Așadar, mai aveam de citit câteva dintre aceste revendicări, să înțelegem contextul. Exercițiile militare să se desfășoare cu cel mult o brigadă într-o zonă frontalieră convenită și să se realizeze periodic schimburi de informații despre exercițiile militare. Ambele părți, Rusia de o parte, Statele Unite, NATO de cealaltă parte, să confirme că nu o consideră pe cealaltă un adversar și să convine asupra soluționării pașnice a tuturor disputelor și să se abțină de la folosirea forței. Angajamentul ambelor părți că nu vor crea condiții care pot fi percepute de cealaltă parte drept o amenințare și crearea unei linii telefonice speciale de contact în situații de urgență. Am discutat deja despre chestiunea aceasta, înțelegem că există, de ce o mai cere încă o dată Vladimir Doamnă, Putin? Cui se adresează aceste solicitări? Americanilor, Washingtonului, nu. NATO? SUA și NATO. Păi, cui se adresează? Ca să știm cine sunt părțile. Deocamdată nu avem conturate părțile. Dacă una dintre părți nu răspunde la această solicitare, atacăm Ucraina? Deci, astea sunt, până la urmă, simplificând. Aici e paradigma, despre acest lucru discutăm. Deci, de asta spun, e foarte stranie asocierea, disocierea. Unele din ceea ce dumneavoastră ați prezentat ca și solicitări se adresează direct în bilateral americanilor, că nu cred că și-ar dori o linie de comunicare nicio parte, nici alta, între NATO, între sediul central al NATO și Moscova. Nu se poate. Americanii au cu ei, cum vă spuneam, tipul acesta, mai ales în Orientul Mijlociu, tipul acesta de comunicare, intervențiile în Siria. Dar sunt strict în zona militară și strict pentru a preveni un accident, pentru că pericolul dintr-o coliziune care intră în spirală la un moment dat este unul foarte mare și atunci, mă rog, se feresc și se alertează reciproc ca să se distanțeze. Altele, din cele prezentate aici, sunt legate strict de NATO și de decizia NATO. Unde Statele Unite este stat membru. Da, într-adevăr, 70% din acoperirea cheltuielilor NATO, interesant, este realizată de state non-UE, adică NATO, Statele Unite, Norvegia și Turcia. Deci, din acest punct de vedere, cui te adresezi? Cine ar urma să stea la masa negocierii? Americanii, numele nostru, nu se poate. Și iar e despre nu se poate. Pentru că exercițiile alea de care vorbește Rusia se derulează în țările noastre, exact, membre NATO, că exact, e România, că e Polonia, Ungaria și așa mai departe. Că nu vorbește, Moscova nu se referă la exercițiile americanilor, că or face și exerciții cu trupele lor pe teritoriul lor. Deci e vorba iarăși de ce se întâmplă aici, în zona noastră. Însă unele, să știți că m-am gândit, unele cerințe sau pretenții ale rușilor, eu cred că nu sunt băgate ca să fie obținute. Sunt băgate ca Rusia să arate din nou că e egală americanilor. Uite ce le cerem noi, de la egal la egal. Noi cu exercițiile, ei cu exercițiile, noi cu aia, ei cu aia. Deci rușii vor, prin aceste negocieri, că iau mai multe obiective. Rușii întotdeauna au mai multe obiective în ceea ce joacă și în ceea ce fac. Întotdeauna urmăresc mai multe chestiuni și în funcție de cum merg unele mai bine, altele mai rău, hotărăsc ulterior și reacția lor post-eveniment. Deci sunt absolut convins că ei, în momentul ăsta, înainte de orice, vor să întărească această idee. Și deja aici președintele Putin a obținut lucrul ăsta de două ori. Că sunt egalul Statelor Unite, că discută cu americanii de la egal la egal. Se bazează și pe ajutorul Chinei și să ne explicați în contextul ăsta prietenia. Întâlnirea a fost întâmplătoare, pentru că cele două state au un interes comun. Și Rusia și China vor o slăbire de ansamblu a Occidentului. Sunt două țări care, până la urmă, uitați-vă, dacă ne uităm la Partidul Comunist Chinez și la Partidul Bolșevic, care în continuare joacă un rol
rol foarte important, dacă mă întrebați pe mine, în politica internă și externă rusă. Ambele sunt partide înființate după primul război mondial pe o antiteză față de Occident. Partidul Comunist Chinez, nemulțumit de Versailles, pentru că la Versailles s-a dat dreptate sau satisfacție Japoniei și China s-a simțit trădată, iar bolșevicii, ce să mai zic, că știm bine intervenția Occidentului, ruși și alb, războiul civil și așa mai departe. Deci aici e vorba de niște rădăcini adânci puternice ale unor atitudini antioccidentale și la conducerea sau leadership-ul chinez și la leadership-ul rus și ca atare evident că ele se apropie și colaborează strâns, deși aici e o discuție întreagă de purtat. Dacă integrarea asta e numai la nivel de lider sau e și la nivel de establishment, că am impresia că lucrurile nu sunt atât de simple, dar cel puțin la nivelul celor doi lideri, evident că se sprijină reciproc și e la fel de interesant că președintele Putin a avut această discuție și la fel de interesant și că China știe jocul. Sunt absolut convins că s-au prins. Ce mesaj? Că ăsta e mesajul pe care rușii vor să-l dea. Uite, oricum sunt tare, oricum îi am și pe chinezi în spate, deci tratați-mă ca egalul vostru, pentru că nu e vorba numai de forța mea. E vorba și de ce îmi dă alianța sau colaborarea asta sporită. Dar din punct de vedere militar, cum stau cele două țări în comparație cu NATO, de exemplu, sau cu americanii? Adică China nu are... Iarăși, bătăliei pentru Europa. China nu are interesul să vadă Europa dominată de Occident. China are tot interesul ca Europa să fie, dacă vreți, fracturată între ruși și occidentali, sau dacă se poate ca Europa să fie dominată de ruși, este și mai bine. S-a văzut în Marea Neagră. Deci pe chestiunea ucrainiană, chinezii nu au avut nimic de zis. Rușii au jucat chestiunile securitare în Marea Neagră cum au vrut, fără niciun fel de restricție sau blocaj sau obstacol din partea Chinei. Deci lucrurile aici, după părerea mea, sunt foarte clare și efectiv miza, o spun la nu știu câta oară, este viitorul Europei. Și rolul sau influența pe care Rusia o va avea, inclusiv dreptul de veto pe care ei vor să-l aibă. Ei vor ca pe orice evoluție securitară importantă în Europa, ei să spună da sau nu după cum le convine lor. Ceea ce, repet, și o spune și Washington, o spun și capitalele europene, e inacceptabil. Doamne Diaconescu, să vorbim puțin și despre sancțiuni. Vorbeam pe pauza de publicitate despre această nucleară, da, de conectare de la sistemul SWIFT, acel sistem de comunicare și plăți bancare. Cum ar afecta Rusia în condițiile în care au lucrat un pic și la domeniul ăsta și au dezvoltat alternative? Dacă s-ar aplica, repet, dacă s-ar aplica, pe tot ce cum discutam în pauză, sigur că ar fi un fel de nucleară economică. Pe de altă parte, sunt și chestiuni punctuale, doamnă, că vorbeați de, foarte corect, de Federația Rusă și de China. Bun, au avut o convorbire Zoom, telefonică, în sfârșit, președintele și cu președintele Putin. Nu s-a mai întâmplat așa ceva de zeci de ani. Este în regulă. Dar, într-o astfel de situație, între superputeri, ai două, trei dosare pe care le prezinți public ca fiind consensuale, deci având o poziție oarecum comună, ceilalți în urmă să tragă concluziile, dar mai ai discret o cameră întreagă de dosare care te separă. Uite, din punct de vedere economic, nu militar, dar din punct de vedere economic, într-adevăr, ambele, și China și Federația Rusă, sunt interesate ca Europa să fie dominată de altcineva, mai ales în domeniul securității, hai să zicem, decât de americani, sau că nu face Macron autonomia strategică europeană. Dar până atunci, China și Federația Rusă sunt în coliziune economică și investițională în Balcani? Sunt. Sunt în coliziune economică și investițională în Mediterana? Sunt. Și europenii la rândul lor sunt în coliziune pe Libia, unde la rândul său Federația Rusă are tot felul de interese, că acolo sunt trei guverne într-un singur stat. Deci, din acest punct de vedere, masa e mult mai complicată. Depinde unde pui lumina. Funcție de anumite momente. Iar ceea ce spune astăzi Moscova și ceea ce ei afirmă, nu trebuie să luate ca niște teme pe care să le pui ca într-un meniu. Adică toate trebuie să rezolvate. Nu. Marea majoritate a subiectelor, la un moment dat, dacă vreo două, trei de interes pe care nu o să le afli niciodată, vreo două, trei de interes sunt complinite într-o formă sau alta, sau primesc un tip de roadmap, adică un tip de eșalonare în ceea ce privește executarea, este posibil ca părțile să abandoneze restul temelor. Întrebarea este, repet, cine sunt părțile care se așeze la masă cu mandat pentru a avea astfel de subiecte și povestea asta cu blocarea pe sistem bancar ar funcționa? Adică ar izola Rusia, ar izola afacerile rusești? Aici trebuie să intri în zona privată. Sigur că te afectează așa ceva, în mod evident. Este foarte complicat. Cum să vă spun? Practic, americanii au trimis un mesaj care, sigur, nouă ni se pare subliminal în subterane, discuția probabil că e mult, mult mai complicată. Și anume,
Ceea ce trebuie să înțeleagă, ceea ce și Moscova spune, există costuri. În momentul în care veți neglija dialogul, în momentul în care ne veți sfida, în momentul, și de o parte și de alta, vor fi costuri. În legătură cu aceste costuri, nu s-a intrat într-o discuție. Avem niște estimări. Avem niște estimări. Exact. Costuri economice, în principiu. Sau... Nu v-aș fi un răspuns militar. Da, actuale, am văzut niște cifre în presa internațională. Deci se estimează că actuale sancțiuni costă Rusia în fiecare an 1,1 și ceva din produs intern brut și dacă s-ar aplica sancțiunile astea colosale, că eu un cuvânt acolo, dar uite acum scapă, care e tot folosit, copleșitoare sau devastatoare, se pare că costul total ar fi peste 3 și ceva la 100 din produs intern brut, ceea ce este mult pentru o Rusie care are multiple interne, multiple probleme interne. Da, se pare că problema securității e mai importantă decât costurile acestea din sancțiuni. Nord Stream 2 a fost spus... și de Nord Stream 2, da, e foarte bună, pentru că Germania înțeleg că și-a luat angajamentul că închide Nord Stream 2. Nu și-a luat angajamentul. Sau, mă rog, e o înțelegere cu americanii, dacă atacă Ucraina. Scholz a ieșit și a spus acest lucru. Atenție, Partidul Verde, care acum este, își dă și ministrul de externe, care este acum în coaliție la Berlin, e foarte categoric împotriva Nord Stream 2. Înainte de povestea cu Ucraina. Da, într-adevăr, asta este politica. Nord Stream 2 e gata din punct de vedere tehnic și la un moment dat o agenție din Germania, nu din instituțiile europene, a constatat că nu îndeplinește niște criterii și s-a oprit proiectul. Aici sunt costuri, pentru că exact cum se spunea, în afară de arme și hidrocarburi, altceva... China e mai sofisticată. China merge pe soft power din punctul ăsta. Da, concluzia, domnilor, stăm liniștiți aici în România? Deocamdată nu vom avea război următoarele săptămâni, deci nu în ianuarie, cum s-a tot spus. Dar ce va fi spre vară, rămâne să vedem după cum merg negocierile. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezența, pentru toate aceste explicații. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la a doua parte a emisiunii să discutăm despre operațiunea Trandafiru. Astăzi se împlinesc 32 de ani de la cea mai odioasă operațiune de la Revoluție. Revenim.